Vorbim adesea despre lideri, despre lideri care ne plac, ori lideri care nu ne plac. Lideri care sunt lideri, lideri care nu sunt lideri. Regăsim mereu în așteptarea noastră acest lider. Cum arată el? Cine este el? Pe cine urmăm și încotro ne vom întreba în permanență? Vă chem lângă mine la întrebarea, pe cine aș urma pe un anume drum? Cum arată acest lider pe care eu sunt pregătit să-l urmez? Ce-mi inspiră el? Ce-mi transmite el atunci când vorbim în mod direct sau când îl văd vorbind undeva și m-aș îndrepta către el, ori din contră m-aș îndrepta într-o altă direcție? Văd în jurul meu oameni plini de bune intenții care așteaptă, caută, își doresc acel lider cu o mână forte, acel lider care să ne ducă singuri, să ne împingă pe un anume drum. Dimpotrivă, întâlnesc în jurul meu foarte adesea persoane care privesc, care caută un lider care mai degrabă să-i inspire, să le arată lumină spre care ei să meargă cu propriile forțe, cu propria energie. M-aș mai uita la fiecare dintre noi și aș întreba cum arată liderul din mine pentru viața mea? Cum mă duc eu, cum îmi transmit eu mie energia care să mă ducă pe un drum cu niște acțiuni ce să-mi arate, să-mi promită, să mă ducă la o viață mai bună? O viață mai bună pentru mine, pentru tine, pentru comunitatea din care facem parte. Comunitate, afacere, orice fel de dimensiune a unui grup are nevoie de un lider sau de mai mulți.